Sala de festivități a școlii numărul 5 din Giurgiu a semănat cu o adevărată galerie de artă. Peste 50 de copii, profesori, dar și persoane publice au admirat planșele elevilor de la clasele 5-8. Ce le lipsește micilor artiști este un cabinet de pictură unde talentul lor să poată fi fructificat. Am rămas impresionată de numărul mare de copii care au această preocupare frumoasă. Pentru ca atelierul de pictură să funcționeze cu toate dotările necesare, școala are nevoie de peste 10.000 de lei. Pe lângă sumele promise de autoritățile județene, acest proiect va primi și sprijinul grupului de firme Nova Force, al cărui administrator a achiziționat deja două dintre lucrările elevilor. Voi fi alături de proiectul dumneavoastră pentru înființarea cabinetului. Aceste proiecte pe care eu vreau să le susțin alături de dumneavoastră le voi face după data de 10 decembrie, o să fiți contactați și o să fiți sprijiniți din partea noastră, din partea grupului de firme Nova Force, în toată această acțiune. La finalul evenimentului, copiii au primit o propunere de nerefuzat. Artistul plastic Petra Șerbănescu le va organiza micuților o expoziție la galeriile de artă din centrul orașului.